nu e nimic subiectiv aici. Și brusc, în câteva ore, practic de aseară și până în după-amiaza asta, nici s-a măcar rezolvat. Atât. La ora 3, la Studio Politic, când am avut prezenți în studio un reprezentant PNL, unul PSD, discuția era la fel. Rareș Bogdan și Mihai Tudose, de asemenea de la distanță, și aruncau aceleași vorbe grele, ba chiar discursul a căzut foarte mult în dialogul acesta de la distanță. Rareș Bogdan vorbea despre scandal, Mihai Tudose îi transmitea lui Rareș Bogdan că s-a trezit de dimineață să-și pună, citez, chiloții peste pantaloni și să zboare printre blocuri. Adică acesta este dialogul din coaliție pe un subiect extrem de sensibil. Vorbim nu doar de legea pensiilor, vorbim de posibilitatea ca România să piardă bani cu care poate reforma o țară întreagă pe un spectru atât de larg Adrian de investiții. Ciurean, e serioasă discuția asta? Discuția e serioasă. Soluția Subiectul... nu e. Nu, soluția nu e. Știți cum? Haideți să punem puțin în context România, ceea ce amețește lumea de regulă și într-o oarecare măsură și pe noi, este că România a trecut de la o paradigma anilor 80 în care sistemul de atunci, nu n-aș spune Ceaușescu, sistemul de atunci gândeau România într-o formulă autarhică în care se producea tot ce aveam nevoie în țară și tot ce aveam nevoie venea din resurse interne, în timp ce acum noi, haide să recunoaștem, noi trăim în bună parte pe datorie. Sigur, din import. Ori această soluție de a trăi pe datorie, în condițiile în care permiteți-mi să aduc aminte că sunt complice cu vreo câteva milioane de români născuți după anul 1967-68, dumneavoastră vă imaginați ce coșmar va fi pentru sistemul românesc de pensii peste vreo 10 ani, când generațiile acelea de 500 de mii de copii pe an. O să spuneți, bine domnule, unii au mai plecat din țară, unii au mai murit. E adevărat, dar 500 de mii de copii pe an, care peste vreo 10 ani, între 10 și 15 ani, vor ieși la pensie. Noi mergem cu capul legați la ochi, cu capul spre zid. Ce spune domnul Ciolacu, ce spune domnul Ciucă, ce spune domnul ministru de finanțe? Este adevărat, dar e adevărat pe un termen electoral. Pentru că ei fac niște calcule corecte, hai că avem din ce plăti, în linii mari, din suma mai mare pe care noi oricum o împrumutăm și împrumuturi despre care ne întrebăm prea puțin, dar per ansamblu sistemul de acum în 10 ani este nesustenabil total. Iar piramida demografică inversă în care se află România ne arată că la un moment dat acest sistem al pensiilor de stat va deveni efectiv de nesuportat pentru statul român. Ori asta e o discuție la care eu nu mă aștept să găsească neapărat un anumit guvern o soluție. Asta e o discuție care ar trebui să cuprindă demograf, Banca Națională, evident și factorul politic. Dumnezeu știe că nu putem să-i scoate din ecuație, dar e o problemă atât de serioasă încât nu trebuie să fii, cum să spun, doctor în istorie ca să-ți dai seama că efectiv mergem cu capul spre zid și avem și plăcerea de a fi legați la ochi. Pentru Nicolae Ciucă, Sabin Orcan, nu ne permit, e simplu, Nicolae Ciucă zice așa, nu ne permitem ca anul viitor să creștem taxe și impozite, e simplu și pentru Marcel Ciolacu. El spune, trebuie să venim cu o reformă fiscală predictibilă, echitabilă, în 2025-2026 și știm cu toții ce înseamnă pentru Marcel Ciolacu o formulă fiscală echitabilă. El este apărătorul, avocatul impozitării progresive. Deci, va veni. În 2025, asta se va întâmpla. Ăsta e planul, planul lui Marcel Ciolacu. Nu știm, stai să vedem. Avem 4 rânduri de alegeri. Oamenii să mai răzgândesc în politica românească. 2, până atunci să vedem de unde scoate din joben primul ministru și guvernul bani pentru această mărire cu 40%. E vorba de zeci de miliarde. Eu am avut curiozitatea să intru să lucrez cu materialul clientului. Am intrat pe site-ul Ministerului Muncii și am văzut proiectul. După cum știți, orice proiect de lege are niște capitole la expunerea de motive. Unul din capitole este impactul socioeconomic al proiectului de act normativ. La toate rubricile scrie așa: proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. De pildă, la impact macroeconomic nu se referă la acest subiect. Impact asupra mediului concurențial nu se referă la acest subiect. Asupra mediului de afaceri nu se referă. După care e secțiunea a patra, care e mai frumoasă. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. Ce înseamnă această rubrică? Ca să înțeleagă românii. Că fiecare act normativ, atunci când e propus,
trebuie să prevadă la această rubrică câți bani cheltuie el aplicarea acelui act normativ din bugetul țării. Nu scrie nimic. Toate rubricile sunt goale. Nu râdeți, Cosmin Preliceanu, vorbesc foarte serios. Deci, încă o dată, pe site-ul Ministerului Muncii al României, condus de onorata doamnă ministru, este un proiect de lege care prevede majorarea pensiei punctului de pensii, la care rubrica e goală cu impactul bugetar. Deci este un mare semn al întrebării. Deci guvernul României nu e capabil să facă un calcul aritmetic, simplu, astfel încât să spună mărim pensiile cu atât, iată impactul bugetar, ne costă 50 de miliarde. By the way, nu trebuie să mă convingă pe mine, că eu nu sunt economist, dar m-am uitat la ce spun BNR și Fondul Monetar Internațional și nu i-au convins pe oamenii de acolo. Oamenii aia chiar fiind finanțiști specialiști în macroeconomie. Deci avem mari probleme cu acest proiect de lege. Acum, eu nu m-aș lăsa sedus de ideea asta că o să se treacă la impozitarea progresivă. Eu cred că atunci când vorbește de impozitare echitabilă, domnul prim-ministru are în cap și impozitarea business-urilor, care e un subiect separat de impozitarea muncii, pentru că una este impozit... La companie există progresiv. De acord, de acord. Poate exista. Da, de acord. By the way, impozitarea muncii în România e printre cele mai mari din Europa, ca procent din... adăugat la suma netă. Ne oferiți argumente pentru care taxele și impozitele la noi ar trebui să scadă. Dom'le, eu vă ofer argumente pentru care taxele și impozitele ar trebui să scadă. Dacă vrem să fim un mediu concurențial potrivit, să aducem noi investiții străine, nu să le alungăm pe cele pe care le avem, să inspirăm pe oameni că pot să-și deschidă o afacere și nu trebuie să plătească 80% în plus la o leapă netă. Ca să aibă bani și de pensii și să vină și oameni de afaceri. Da, nu mai bine ne uităm, Cosmin Prelipceanu, și cu asta închei. Nu mai bine ne uităm la risipa de bani publici? O, ba da, dar spunem asta de când a apărut discuția cu Gaura. Ba da, nu mai bine ne uităm că în România, am spus și aseară, avem 1800 de companii de stat. Și faceți un calcul. Aceste 1800 de companii de stat, parte din ele 300 sunt în insolvență, lichidare, faliment, alte câteva sute sunt pe pierderi. Toate aceste companii pe pierderi produc anual găuri de miliarde la bugetul statului. Din vari motive. Nu-și plătesc taxele, consumă în continuare bani cu salariile, deși unele din ele sunt în conservare, nu lucrează efectiv, iar altele pur și simplu lucrează în pierdere. Cum ar fi CFR? Înțeleg că sunt mari fani, mi-au scris pe Facebook ai CFR-ului de stat. Dom'le, am înțeles. Dar în toată lumea asta civilizată, în lumea capitalistă, când o companie de stat, dacă e de stat, e pe pierdere, o închizi, o tai, o vinzi. Nu există alte soluții. Există țări în care operatorii, cum e în America, operatorii de căi ferate sunt privați și câștigă la licitație o anumită regiune. Ideea asta că trebuie să aibă statul român și compania aeriană și compania de transporturi, toate fiind pe gaură, toate fiind populate cu amante, prieteni, cunoștințe și relații ale partidelor aflate la putere. Deci ideea asta că putem continua așa, pentru că dacă vrem cu adevărat să găsim banii, eu vă spun că sunt banii. Deja? Da. Din economie, spuneți. Uite, din companiile astea de stat. Dar noi nu vrem să umblăm la ele, ca să nu cumva să rămână fără colegi, cum ar zice Nenea Iancu, niște prieteni ai partidului X sau Y. Claudiu Pândaru. Există la majorarea pensiilor un erou, e Marcel Ciolacu, și există și un antierou, care e Lucian Bode. Lucrurile între timp pare că s-au mai calmat. Astăzi Marcel Ciolacu vorbește despre Lucian Bode, ne spune că toată lumea, pentru toată lumea, Lucian Bode este un fel de vudu, păpușă vudu, în care fiecare trebuie Boloș. Să... Marcel Boloș, îmi cer scuze. În care toată lumea înfige câte un ac, numai că el, Marcel Ciolacu, nu vrea să vorbească despre Lucian Boloș ca fiind o păpușă vudu. Da, vedeți acum, cearta asta a apărut, a început furtunos, dar nu în spațiul public, că nu s-a desfășurat foarte mult în spațiul public. La un moment dat a apărut în spațiul public. S-a terminat public. Cel puțin, asta aflăm de la cei doi lideri ai partidelor din guvern, la fel de repede. S-au găsit surse de finanțare, ne spun amândoi. Care sunt aceste surse de finanțare? Că de fapt aici e cheia. Da? Orice promiți trebuie să finanțezi într-un fel sau altul. Altfel, e o promisiune deșartă. Și noi acum cu toții stăm să ne întrebăm, dom'le, dar de unde ori lua? Cum or face? Ce or face? Ce or inventa? Că acum nu e. Vă citesc și vă readuc aminte și dumneavoastră și celor de acasă un lucru. Știți că de la 1 ianuarie 2024, în 2022, guvernul,
era obligație în PNRR, creștea contribuțiile către pilonul 2 de pensii de la 3,75 la 4,75, adică 4 miliarde de lei. Cam asta era valoarea. Eu mă întreb, și cred că oricine se poate întreba uitându-se la lipsa asta de claritate venită din partea guvernului, am găsit banii, de parcă găsești așa, dacă găsești banii ăștia, de ce mai ai deficit? Că, na, 50, 40, 50 de miliarde de lei sunt o sumă, sigur, da? Ok. Pot să mă întreb atunci, în aceste condiții, pot să mă întreb dacă va mai crește contribuția asta către pilonul 2 de la 3,75 la 4,75. De ce? Și de ce e o întrebare importantă? Vedeți dumneavoastră, cursa asta electorală a guvernanților de a mări pensiile de anul viitor, la începutul anului, la finalul anului, e una, sigur, justificată în cazul pensionarilor care, și sunt destui în această țară, care abia reușesc să treacă de pe o zi pe alta cu pensia pe care o primesc. Doar că 10% sau 15% creștere pentru o pensie de 1800 de lei nu e mare lucru. Să știți, nu le va schimba în bine, în mod radical, viața acelor oameni. Oamenii au nevoie în plus de servicii sociale reale, au nevoie de sprijin real, au nevoie de niște scheme prin care pot să-și procure medicamentele mult mai ușor. Acolo sunt cheltuieli foarte mari în această zonă de vârstă. Dar, dincolo de aceste preocupări, tu trebuie, că e datoria ta de guvernant, să te gândești la sistemul ăsta de pensii și pe termen lung. Pentru că sistemul de pensii, trebuie să înțeleagă toată lumea, este susținut acum, deci plata pensiilor din fiecare lună e făcută din banii pe care cu toții îi dăm prin taxe și impozite la fel în fiecare lună către bugetul de stat. Ori trebuie să te gândești și la cei care acum contribuie și la viitoarea lor pensie. Pilonul 2 era o șansă. O șansă pentru a administra banii ăștia și să faci și niște profit. O șansă pentru ca fiecare dintre noi să avem pe termen lung o pensie. Banii aia care s-au strâns în pilonul 2 sunt proprietate privată, nu îi poate lua statul. Statul poate să oprească dirijarea contribuțiilor către acea sursă. Ceea ce a și făcut. Sau creșterea acestui procent de anul viitor. Așadar, o întrebare justificată este, se va aplica și această ordonanță în continuare? Pentru că această ordonanță și ea aduce planurilor guvernului o problemă, nu? Există un calcul politic, electoral, evident, și poate fi înțeleasă această liniștire a apelor prin dorința aici celor de la întrebare. PNL să fie și ei în fotografia celor care măresc pensiile? Eu cred că marele semn de întrebare este pentru că dacă a fost schimbat brusc. Decurge campania electorală și dacă nu cumva suntem într-o spirală electorală și atât. Adică se vor certa, se vor liniști, se vor certa în public. Rareș Bogdan, prin vicepreședinte PNL, astăzi a vorbit de posibilitatea ca PNL să iasă de la guvernare. După care totul se liniștește, că despre asta vorbim acum în seara aceasta, prin două mesaje, într-un limbaj de lemn, unul mai scorțos decât celălalt, ale lui Nicolae Ciucă, președinte PNL, și ale lui Marcel Ciolacu, președinte al Partidului Social Democrat, aruncate pe Facebook, în care ne spun așa: ne-am înțeles, e sustenabil totul. Cum? Voi, între voi v-ați acuzat până acum că nu sunt bani. Cum ne spuneați că această lege va pica în fața Comisiei Europene? Și mai interesant este că totul devine sustenabil în urma unei discuții. Și mai promit și deci o lege. Totul a devenit sustenabil în urma unei discuții în ședința coaliției. Aveau, dar ne-a spus Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu că vorbesc foarte des la telefon. Nu s-a schimbat nimic personajele implicate în această e bine că nu s-a schimbat. Discuție nu, la Vila Lac. E bine că vorbesc. Problema e că noi... Să se și înțeleagă. Da, aveți dreptate, sigur. Ideea este că noi comentăm totuși de săptămâni de zile, haideți să fim sinceri, de la numirea domnului Ciolacu, noi comentăm mai curând afirmațiile ale domnului Ciolacu, noi n-am avut de comentat o măsură guvernamentală concretă. Gândiți-vă ce anume a constituit subiectul analizelor noastre în ultimele săptămâni, de la jocurile de noroc, la cash-uri, la pensii, dar nu o acțiune concretă.
Noi comentăm declarații ale domnului Ciolacu, la care se suprapun declarațiile altor lideri, cum ar fi Rareș Bogdan, într-un joc fără sfârșit, cum spunea domnișoara Suciu, al unor declarații preelectorale, bănuim. Dar în real, noi nu avem o acțiune concretă pe care să o discutăm. Care este acea acțiune concretă? Ce pas s-a făcut? În ce direcție s-a făcut vreun pas, mai bine spus? A, că putem asista la o rupere a coaliției. Coalițiile sunt făcute, sunt desfăcute. Asta n-ar fi o mare dramă până la urmă. În contextul în care războiul din Ucraina pare a se mai domoli, eu v-am mai zis lucrul ăsta, pe măsură ce războiul din Ucraina se domolește, politica din România se înveselește. Nu-i adică, așa? Nu da. Aveți exact? Ba da, asta am senzația noastră a tuturor. Am această senzație. Că înflorește... Da, apar tot felul de declarații din ce în ce mai zglobi. Ne și apropiem de alegeri. Ne și apropiem de alegeri, bineînțeles, și să sperăm că vor fi în liniște cât de cât alegerile, că mereu pot să apară subiecte distonante. Dar, acum, la drept vorbind, mai am o singură idee pentru... Așa, un fel de mesaj cu amical. Am fost săptămâna trecută la Buzău pentru domnul prim-ministru. Atenție, povestea cu păpușa Vudu. Păpușa Vudu e o cârpă. Cei care înfigace în păpușa Vudu n-au nimic cu păpușa Vudu. Înfigace în păpușa Vudu gândindu-te la altcineva. Deci nu e un martir păpușa Vudu. Stați așa. Să nu confundă. Și similitudinea nu vedeți dusă până la capăt? Da, ba adică da. Să Marcel fie clar. Boloș este victima aparentă pentru loviturile care le sunt destinate altora. Asta clar. Dar să ne spun așa. Primul ministru ne-a spus, domnule, eu nu voi înfige o săgeată, un ac în păpușa Vudu. Păi păpușa Vudu nimeni n-are cu ea, e un personaj simpatic, dar nimeni nu o bagă în seamă. Tu înfigi un ac în cap, gândindu-te la ținta ta. Reală, care să pățească ceva la cap. Să nu confunde păpușa Vudu cu Sfântul Sebastian, în care au tras romanii cu săgeți până l-au făcut martir. Ministrul nostru de finanțe nu e un martir. Dar nici să-l fac o cârpă păpușa Vudu în care înfig unii ace gândindu-se la cine? La prim-ministru? La cine? Deci este un joc al cuvintelor pe care dacă ceva, nu sunt văzut, sigur. Despre și am și o nedumerire. Despre veselie, că repet, tot trăim în țara lui Nene Iancu, că a spus că se înveselește politica românească. Dom'le, veselia asta poate fi una relaxată și una irresponsabilă. Uh-huh. Există și veselie irresponsabilă. Uh-huh. Mie responsabil mi s-ar părea să apară domnul prim-ministru cu domnul președinte al Senatului de mână, liderii celor două partide aflate la guvernare, să scoată frumos un flip chart, să iasă la tablă, domnule. Că România asta așteaptă, oamenii asta așteaptă, să iasă la tablă cu un flip chart, să spună, uite, luăm bani de aici, de aici și de aici, avem bani pentru cei 40% în plus la pensii, avem bani ca să plătim finanțarea proiectelor și vom lua și banii de la PNRR, 1, 2, 3, 4, 5. Alminteri, eu nu văd o transparență democratică în România pe acest proiect. Repet, m-am uitat pe site-ul Ministerului Muncii. Dacă nici acolo nu găsești cifrele, înseamnă că putem să stingem lumina și plecăm acasă. Ideea asta că băgăm degetul în gură ca indienii și aflăm din care parte bate vântul, da? Pe site-ul Ministerului Muncii, un minister responsabil, un ministru responsabil, ar fi pus niște cifre de impact și ar fi spus impactul acestor majorări înseamnă 44-55 de miliarde de euro. Și după care venea primul ministru și ne spunea de unde i-are, de unde i-a scos. Poate i-a câștigat la loto guvernul României, habar n-am. Dar pe ce avem acum, nu există niciun indiciu că acești bani s-au găsit. Și s-au, în urma știri pe surse spun că s-au întâlnit și s-au găsit banii. Unde s-au găsit, domnule? Erau într-un sac undeva la sediu unde era ședința coaliției. Unde-s banii? De unde-s banii ăștia? Ideea asta că ne mințim singuri. Povestea socialistă sună așa. Și mărim taxele la bănci, le punem 3% în plus, așa. Pentru că oricum sunt profitabile toate băncile în România. Le pun 3% și băncile, pentru că ele sunt niște ONG-uri care fac acte de caritate, cum spunea un fost prim-ministru, nu vor mări prețul serviciilor. Dom'le, în timp vor mări prețul serviciilor, că așa e economia de piață. Să măresc prețul serviciilor, tot oamenii plătesc din buzunar. Și ne furăm singur căciula. Eu aș vrea să ne spună guvernul, cineva din guvern, domnul Boloș poate. Domnul Boloș ce? N-are gură să spună că e ministrul finanțelor. Dacă acum s-au găsit banii în ședința coaliției, înseamnă că domnul Boloș poate să vină să ne spună, iată domnule, de unde-s banii? Îi aveam aici, erau undeva ascunși într-un sertar și nu-i găseam.
Pentru că ideea asta, că ne jucăm cu zeci de miliarde, în condițiile în care România e pe deficit și spunem vom da, vom face, sigur, e cineva în platou ăsta care nu e solidar cu pensionarii care trăiesc 1.900-1.500 de lei. Evident, cu toții vrem ca pensionarii să trăiască mai bine. Dar întrebarea este, sunt bani? Pentru că dacă nu, ne vom fura căciula singuri și business-urile vor plăti, ne vom duce iar în cap, iar nu vor fi bani la buget și din ce în ce vom promite mai mult și vom încasa mai puțin. By the way, România, pentru că ăsta este un indicator foarte bun, spun economiștii, România este pe primul loc în Europa cu 37% din veniturile statului plătite angajaților bugetari. E pe primul loc. Media europeană e 23%, în Germania e sub 20%. Deci noi 40%, aproape jumătate din veniturile statului, se duc pe salarii. Și atunci eu aș vrea să știu de unde hocus pocus apar acești 50 de miliarde în plus. Eu personal, și bănuiesc ca mine, sunt oameni care se uită la noi și ar vrea să știe mai de unde vin banii. O mare nedumerire. Marcel Boloș vă făcea impresia, ne făcea nouă tuturor impresia unui finanțist, om de cifre, pentru care plus e plus și minus e minus. Ne spunea că nu sunt bani, că trebuie găsiți, că nu au fost identificați. Astăzi, după povestea cu păpușa Vudu, Marcel Boloș spune: unii mă văd așa, apropo de păpușa Vudu, pentru că am fost poate mai dur, înțeleg eu de aici că s-a înmuiat și el, dar tot nu înțelegem dacă a găsit banii sau nu, cu alte cuvinte, dacă s-a înmuiat pentru că a găsit banii sau s-a înmuiat că asta era linia de partid, că astăzi PNL s-a înmuiat. Mă uitam în comunicatele pe care le-au dat la finalul coaliției, niciunde nu scrie pe românește am găsit banii. Formularea pe care o găsesc, care poate fi oricând întoarsă, răsturnată, e că au fost clarificate toate elementele legate de sustenabilitatea finanțării măsurilor cuprinse în noua lege a pensiilor. Asta e modul în care ne vorbește guvernul României pe o problemă extrem de importantă, de care e legat și PNRR-ul acesta despre care tot vorbim, banii care ar putea să ajungă de la spitale, la școli, infrastructură, etc. Problema nu e că au fost găsiți banii sau că ei se înțeleg. Foarte bine dacă i-au găsit. Dar să știm exact, cu explicații și la fel cum se ceartă public, să vină ulterior să ne explice unde a fost greșeala, nu neapărat de a găsi vinovatul, dar să înțelegem unde s-a greșit. Foarte interesant este că pe măsură ce ne-a explicat PNL-ul până acum că nu sunt bani, noi am remarcat în Parlament risipă din nou la această coaliție de guvernare. Pensie specială pentru Consiliul Legislativ. Florin Iordache a fost ministru al Justiției, cel care gira Ordonanța 13, care are 5 mandate de parlamentar, a fost și președinte al Camerei Deputaților, fost ministru al Justiției, va primi cel puțin 3.000 de euro pensie specială ca parlamentar. Acum ar putea primi o pensie specială și ca președinte al Consiliului Legislativ, el și alți angajați. 23% în plus pentru angajații din Ministerul de Finanțe, de la Vămi, din ANAF și cum? Marcel Boloș, Partidul Național Liberal, premierul Marcel Ciolacu și Partidul Social Democrat au fost de acord să adopte o ordonanță de urgență prin care să spună așa: Ministrul de Finanțe majorează și stabilește salariile cât vrea el în aceste trei instituții. Și printr-un ordin al ministrului, Marcel Boloș a dat 23% în plus la salariile din Finanțe, ANAF și Vămi în aceste zile, explicând în expunerea de motive că bugetul de stat va câștiga dacă salariile sunt egale în toate aceste instituții din România. Sunt doar două exemple de risipă, pentru că noi nu știm dacă într-adevăr există bani la buget pentru a majora aceste salarii. Și dacă noi până acum știam că rezultatele e pe care știam că suntem într-un deficit, pe care le scontează. Suntem pe datorii, dobânzile pe la datorie pe care adică le dacă le măresc salariile celor care lucrează în ANAF? Da, bugetul are de câștigat. Asta a fost bugetul? Explicația din ordinul semnat de Marcel Boloș. Cum e, domnule ministru? Este... Atunci să-i îmbogățim pe ea din ANAP. Dacă așa funcționează, poate ne crește și nouă gradul de colectare. Cine poate, o să roade. Asta e o poezie pe care fiecare a învățat-o în copilărie. Dacă ești într-o astfel de instituție în măsură să dea legi, vei da legi în favoarea ta. La noi pensia, problema pensiilor speciale e una dintre, cum să spun, dintre cele mai jenante probleme ale societății, dar în același timp una dintre cele mai inatacabile din cauza că pârghiile, modificării acestor
prevederi se află exact în mâinile celor care iau pensii speciale. Da? Asta e una. Pe lângă ce spunea domnișoara Suciu, pe lângă problema pensiilor speciale, eu cred, aș putea să pariez că în măsura în care acest guvern va mai, sau mă rog, această alianță va mai oferi o majoritate confortabilă de la anul încolo, cred că se va întâmpla în România ceva în genul reformei lui Macron, prin care se va da drumul la, pe baza, sigur, dat fiind că românii trăiesc totuși din ce în ce mai mult, foarte mulți români doresc să lucreze dincolo de 65 de ani. Cred că numărul pensionarilor va scădea în această manieră artificială, prelungindu-se durata vieții active. Semne sunt în această direcție. Gândiți-vă că, mă rog, v-aș putea da exemple din lumea pe care eu o cunosc. Dumneavoastră știți că Mircea Cărtărescu, pe lângă faptul că era scriitor, el era și profesor. A ieșit la 65 de ani. Nu știu dacă facultatea de litere a câștigat odată cu pensionarea lui. Profesorul Lucian Boia a fost pensionat la 65 de ani. Au rămas foarte mulți studenți care ar fi vrut să-l mai aibă profesor. Mm-hmm. Ei, se va da în următorul mandat, indiferent cine va fi la guvernare, va prelungi durata de viață activă, vreau să spun, probabil se va duce spre 70 de ani, exact ce a făcut, la cerere, nu va fi obligatoriu, exact ce a făcut Macron în al doilea lui mandat. Și așa va scădea numărul pensionarilor pentru generația despre care vorbeam. Imediat luăm pauză, dar înainte, Claudiu Pândaru. Așa va fi jocul de acum înainte între PNL și PSD, parteneri la guvernare, adică ni se vor arăta niște adevăruri îngrozitoare. Dar adevăruri parțiale. După care se vor calma și se vor înmuia? Păi da, fiecare vrea să se adreseze cumva electoratului său. Doar că, vedeți, PSD știe să joace jocul ăsta, PNL pare așa mai degrabă copil de mingi în acest joc. O paranteză și l-aș completa pe domnul profesor Cioroianu, așa este, doar că Macron a mai făcut ceva cu această lege a pensiilor, care vă aduceți aminte? I-a tăiat pe special. I-a tăiat pe special. Da. A tăiat câteva zeci de categorii de special, că de-aia ieșiseră în special sindicaliștii și răsturau mașini și dădeau foc Parisului săptămâni la rând. Da? La noi nu a tăiat nimeni niciun special. I-a lăsat să fie special până prin încă 40 de ani de acum încolo. Întorcându-mă la întrebare, da, așa va arăta lupta politică. O luptă politică pe care inabil o joacă PNL-ul cu o singură dorință în cap, să rămână la guvernare. Știți, mă uitam la mesajul pe care l-a postat domnul Ciucă pe rețeaua de socializare, unde a dat mesajul și unde vorbește și despre continuarea mărețelor programe de investiții, Angel Salini, PNDL2, sunt programele acelea coordonate de guvern, unde au primarii direct acces. Sunt și primari, domne, care mulțumesc pentru deblocarea fondurilor. Nu zice nimeni că nu e bine să existe și investiții directe ale statului român. Doar că, vedeți dumneavoastră, nu avem nici priceperea necesară și nici strategia națională pentru a tot trage conducte și șanțuri pe marginea comunelor. Se vor bucura locuitorii, așa este, că e dreptul lor să se bucure, să-și dorească. Doar că țara asta nu poate fi dusă înainte cu un kilometru de șosea. Pauză. Luăm pauză și ne întoarcem scurtă. Și când ne întoarcem vorbim despre turneul african al președintelui Iohannis, pentru că Palatul Cotroceni ne-a dat astăzi programul. Din 9 zile avem programul pe 3. Primele trei. Să vedeți ce e acolo. Rămâneți cu noi. Belea boilerul! Boiler, tati. Când la tine-i bine, toată lumea vine. Te așteptăm în cel mai apropiat oficiu comercial Electrica Furnizare. Oboseala și stresul duc la slăbirea imunității. Din energia mugurilor, Polygema îți aduce binele de care ai nevoie. Binele e în natura noastră. Polygema, produsul natural pentru imunitate de la plant extract. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sunt amândri. Nu există nicio îndoială. Vrem fericire fără sfârșit. Ne-am pregătit special pentru tine. Feel lucky on Black Friday by Douglas. Bucură-te acum de 30% reducere la achiziții de minimum 350 de lei în magazine și online pe douglas.ro.
Până s-o ieftini benzina și calmantele, îți spunem noi cum să-ți menajezi banii și nervii. Noua stație de metrou Tudor Arghezi din sectorul 4. Te miști prin București de 4 ori mai repede, mai ieftin și mai relaxat. Te miști fără să poluezi, cu consum redus și fără să te enervezi. Noua stație de metrou Tudor Arghezi din sectorul 4 face Sudul la fel de interesant ca Nordul pentru investitori și mult mai atrăgător pentru locuitori. Din 4 în cele 4 zări. Pentru momente magice savurate împreună, la Lidl ai profiterol sau tiramisu la 14,99 lei și unt cu sare de mare din Camarg la 11,99 lei. Oferele celor dragi în Crăciun magic. Lidl. Merit să fii surprins. În anii 30, Nicolae Malaxa își imagina un viitor mai bun. Făcea primul pas pentru cei care simțeau că istoria și cultura vor fi în favoarea lor. Atunci când trecutul se împletește cu prezentul, viitorul prinde contur pentru sectorul 3, odată cu refacerea halei La Minor. Azi, datorită primăriei sectorului 3, ea a devenit La Minor Urban Hub, un nou centru al vieții social-economice. Vino cu afacerea ta să scriem împreună viitorul. Aici investești, aici reușești. Un proiect susținut de primăria sectorului 3. Susțineți sistemul imunitar cu Actimel. Încearcă Actimel cu vitamina D, vitamina B6 și vitamina C. Actimel. Susțineți sistemul imunitar în fiecare zi. Cauți o vacanță la plaje și servicii de lux? Rezervă-ți vacanța în Emiratele Arabe Unite, all inclusiv de la 799 euro. Dertur. Vacanța perfectă pentru mine. Iubește-ți dimineața de luni cu snuz, trezit greu, plecatul în grabă de marți, mai mereu, miercuri, joi, vineri, cine le mai reține? Și weekendul prea scurt, doar două zile, când, orice ai face, luni tot revine. Artesia și Tușnat, apă din zona ta de confort. Responsabilitatea noastră. Bun, să începem. ING e și pentru afaceri mici? Da. Da, costurile sunt mari, așa? Nu, deloc. Dar ce? Primesc și mobile banking și POS în pachet? Fix așa. Când ai banking și mai și de la ING, alegi pachetul fix cu tranzacții și soft POS incluse. Hai pe ing.ro sau în office. De bine din zilele pline. Legumele Dosi. Echilibru în stilul tău. Dinții și gingiile tale merită o îngrijire excepțională cu cea mai avansată periuță de dinți Philips Sonicare, care reușește să curețe în profunzime chiar și spațiile interdentare greu accesibile, iar capul de periuță curăță de până la 20 de ori mai multă placă bacteriană. Philips Sonicare. Acum cu garanția returnării banilor. Soluții inteligente pentru apă și cafea, acasă sau la birou cu reduceri speciale de Black Friday. Intră acum pe lafântâna.ro. Imaginează-ți performanțele superioare Goodyear acum pe pantofii tăi Skechers. Îmbunătățește-ți tracțiunea, rezistența și stabilitatea cu Skechers cu talpă din cauciuc premium Goodyear. Performanțe pentru toate sezoanele cu Goodyear și Skechers. Nu ne conectează mai bine decât o masă românească în familie. Un de lemn de la bunica. Semințe românești, ulei românesc. Profită acum de reducerile Black Friday la Kaufland. Între 13 și 19 noiembrie ai mașină de tocat la doar 99 de lei și 99 de bani și Switch On, cuptor electric la doar 199 de lei. Kaufland. Bună, familia Marin! Bună! Azi învățăm un pas din hora reciclării. Cumpărarea cu garanție. Plătim 50 de bani la fiecare băutură cu simbolul ambalaj cu garanție și îi recuperăm când returnăm ambalajul. Din 30 noiembrie, România adoptă sistemul de garanție returnare pentru reciclare eficientă. Returo. Împreună facem țara mai curată. Un masaj la tălpise?
Tăticul meu frumos și generos. Uite, de sărbători aș prea vrea... târziu, moșul a dat deja comandă. Când vezi ofertele, iei deja cadourile. Comandă vor mașină Einhell la 199 lei doar de Crazy Season. Imag. Mesaj de avertizare. Actul sexual comis de un major cu minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Mesaj de avertizare. Și cum a fost? A fost super! Mai întâi am fost aviator și am reușit să aterizez în siguranță avion, iar toți pasagerii m-au aplaudat. După, am intrat în sala de operații. A fost o operație grea, dar să știi cum am descurcat. Apoi, am fost reporter Digi24 și am transmis live o știre. Iar la final, am avut un incendiu extins alături de ceilalți copii. Iar tu, mami, ce-ai făcut azi? Orice e posibil în Destiny Park. Avem 43 de experiențe unice pentru copii. Ia-ți biletele de pe destinypark.ro sau direct de la intrare. S-a vorbit mult, dar fără să avem informații despre turneul african al președintelui Klaus Iohannis. Astăzi știm ceva mai mult, dar nu până la capăt, pentru că din 9 zile de vizite în Africa, țările sunt Kenya, Tanzania, Capul Verde și Senegal, am aflat deci din 9 zile care e programul în primele 3 în Kenya. În prima zi, primirea la președintele Republicii Kenya, coroană de flori, depunerea unei coroane de flori la un mauzoleu și întâlniri, discuții la sediul ONU din Nairobi, capitala Keniei. Miercuri, liber, joi, vizită la un liceu de fete. Sunt foarte curios, domnule ministru, a fost ministru de externe. Dar ce aveți cu liceele de fete? Ce vă spune dumneavoastră acest program? Sunt două variante de răspuns, în sensul în care, să știți, la noi, cred că și vizita asta a fost destul de prost pregătită, nu pregătită, comunicată. Nu, ascultați ce vă spun. În Kenya, de 30 de ani, din 1993, cred că ultimul președinte care s-a întâlnit cu omologul său kenian a fost Ion Iliescu prin 93. Senegalul este un mare partener pe linia francofoniei cu România. Despre celelalte n-aș putea să vorbesc prea mult, despre Tanzania și Capul Verde, dar nu în sine ideea vizitelor e o problemă, cât faptul că nu s-a comunicat niciun proiect concret cu care președintele merge în numele nostru acolo. De exemplu, știți că noi dădeam senegalezilor niște burse Eugen Ionescu la un moment dat. Era cel mai mare proiect de burse pe care România îl dădea, burse de francofonie, evident cum arată și numele Eugen Ionescu. Dacă spunea președintele, domnule, uite, vom oferi un număr de burse începând de la anul, sau în Kenya, nu știu, bănuiesc că au nevoie și ei de... Altfel, cum să vă spun, sigur că pică în derizoriu vizita la un colegiu de fete. Pe de altă parte, dacă exista un proiect concret și dacă el era anunțat public, am fi acceptat că noi, de 30 de ani, am tăiat relativ abrupt relația asta cu lumea africană, unde să știți că aveam prieteni și aveam și oameni care trebuiau să ne dea bani. Bun, asta se știe. Dar am renunțat și la prieteni și la bani. Deci nu în sine ideea vizitelor e o problemă, cât faptul că nu vedem finalitatea lor, nu vedem utilitatea lor și până la urmă despre utilitate trebuia să ne spună cel care o face. Ori acest dezinteres al președintelui în a comunica pe plan intern anumite lucruri, cred că asta e ceea ce ne face pe noi să comentăm deseori malițios. Sabin Urcan. Păi, nu vreau să vă dau niște cifre. O, ba, da. Am dat aseară în emisiunea Lilianei Ruse, vă dau cifrele updatate la 2022. Dom'le, 0, știu. Balanța, da, comercială 0, a României cu aceste state. Cu Tanzania exportăm de 160.000 de euro pe an, importăm de 2.400.000. Cu Kenya exportăm de 310.000 de euro pe an, importăm de 940.000. Cu Capul Verde exportăm de 420.000, importăm 0. 0. Ai găsit 30 de euro. Adică costă mai mult cherosenul de la... Ai găsit 30 de euro. 30 de euro. O fi 30 de euro, domnule. Am cumpărat un kil de banane. 30 de euro. Da.
Și în Senegal 640.000 export, zero import. Domn profesor, dacă se duce președintele Iohannis, înțeleg că e cu România educat, dacă se duce pe final de mandat, când România nu e capabilă să intre în Schengen, nu reușim să deblocăm aceste negocieri, avem probleme cu PNRR-ul, avem probleme cu Comisia Europeană din vari motive, dacă președintele se duce să mărească importul către capul verde de la 0 la 100.000, domnule, mai bine stai acasă, sincer, pe cuvânt. M-am uitat cu atenție, repet, cu tot respectul, m-am uitat cu atenție la vizita regelui Charles în Kenya, da? A fost acum recent. Dom'le, regele Charles, de când a devenit rege, că, atenție, regele Charles nu are atribuții executive, cum domnul Iohannis are, pe politică externă, pe securitate națională, regele Charles e rege, da, decorativ. S-a dus în Kenya un program pe zile, zeci de întâlniri, fiecare avea o conotație economică, militară, de securitate, de salvarea mediului, nu? Și toate vizitele lui, înainte să ducă în Kenya, a fost în Germania, Franța și România. Atât. Adică ideea asta că președintele se poate duce oriunde pe planetă, închide ochii și pune degetul pe hartă și se duce acolo, fără ca să aibă o vizită pregătită. Sigur, repet, îți de acolo, dar să sunteți mai diplomat, așa. Eu sunt mai abrupt, că ăsta e stilul. Dom'le, eu nu sunt mulțumit de treaba asta. Dar eu mă așteptam, eu, repet, Cosmin Brăceanu, lasă-mă puțin, că sunt, chiar m-am enervat. Dom'le, eu mă așteptam ca domnul Iohannis să se mute la Viena. Dom'le, vorbesc serios. Eu pe final de mandat, acum când ne-a promis cu Schengen, nu, și ne-a spus să facă, domnule președinte. Domnule, nu, și să mute la Viena, să-și închireze, decât să închireze avionul ăla, mai bine închirea un apartament la Viena și să dea toată ziua cu gura pe ea. Sau la Bruxelles, sau unde vreți dumneavoastră. Dar ideea asta că se duce în capul verde și e bine că se duce în capul, n-am nimic cu avionul, să-și ia cel mai luxos avion din lume. Eu nu sunt de tipul ăsta populist și nu cred în această poveste, că președintele trebuie să circule cu trotineta. Mi se pare prostie. Păi președintele României e păzit, are nevoie de consilier după el, ok. Nu asta e problema mea. Dar dacă se duce acolo, hai să ne spună și nouă cu ce vine înapoi în traistă. Pentru că alminteri face puțin turist prezident. Nu zic că nu-l merită. După două mandate are dreptul și domnul Iohannis la o vacanță. Da? Dacă n-a avut destule până acum. Dar întrebarea mea e, vine și ceva în traistă pentru români? Pentru că alminteri așa să facă turism din ăsta prezidențial, să ducă să se pozeze în safari, nu e pentru noi. Nu, adică eu nu văd asta ca fiind rolul președintelui. Președintelui pe care ni-l dorim cu toții, fie că l-am votat, fie că nu. Vrem ca un președinte să rezolve problemele grave ale politicii externe românești, de securitate și așa mai departe. Eu, din ce a spus domnul ministru, n-am înțeles decât că ar fi fost nevoie. Da, era nevoie. Între nevoile acelea și ce se întâmplă în acest turneu, domnule, să dea, scuzați-mă, domnule profesor Cosmin Brăceanu, domnule, să dea bursele astea, Eugen Ionescu, poate să le dea și Ligia Deca. Pe mine, eu mi-aș dori ca președintele României să ducă în niște state de care România are nevoie, să negocieze niște lucruri importante de care România are nevoie, și să vină cu ceva în traistă. Pentru că alminteri, asta că a dat niște burse Eugen Ionescu și vizitează un liceu de fete... Că nu știm dacă se dau. Eu am spus că Senegalul e un mare partener, vorbesc serios. Senegalul e un stat foarte important pe harta francofonie. Zero, import zero. Bun. E un partener economic. Încă o dată, are probleme România mari. Și nu dă bine. Trăim într-o epocă a inadecvării. Când președintele unei țări, lângă care e război, care nu reușește să intre în Schengen, în care nu se înțeleg liderii partidelor din coaliție pe buget, noi promit... Noi am și renunțat la geografia asta africană. Da, mi se pare că erau niște priorități înaintea capului verde. Problema nu este cu ce face domnul Iohannis. De ani buni deja, problema președintelui Iohannis în fața alegătorilor domniei sale este legată de ce nu face. Aici e marea problemă a unui președinte care a părut cel puțin, o fi fost, dar să știți că trebuie să comunici și alegătorului. Ești omul cu cele mai multe voturi în spate din această țară și trebuie să împărtășești lucrările tale, preocupările tale zilnice și cu cetățenii. Or, problema președintelui Iohannis este că pare absent. Mare parte din ultimii ani ai acestui celui de-al doilea mandat, domnul președinte Iohannis a părut absent. A părut absent din dezbaterea publică, chiar și atunci când au fost probleme fundamentale, cruciale. Uitați, legea asta a pensiilor, unde ambele părți, atât PNL-ul cât și PSD-ul, au interese diferite, dar se pot pune la aceeași masă.
Domnul președinte Iohannis îi poate pune la aceeași masă. Legea asta a pensiilor, dincolo de o dispută electorală, poate fi oportunitate pentru a așeza societatea asta pe un făgaș normal. Și oportunitatea asta nu ar trebui pierdută. Nu ar trebui pierdută. E păcat că nu o face și că își ratează, să știți că are aceste atribute de a duce la mediere forțele care nu se înțeleg pe anumite probleme. Oamenii din jurul președintelui probabil că sunt pe aceeași pagină cu el, dar oamenii din partidele din coaliție, de exemplu, oamenii din PNL, ce să mai zic, cum văd? Să vedeți pe cineva deranjat de turneul pe care îl face președintele Klaus Iohannis, nici din PSD, nici din PNL. Mă gândeam, pe măsură ce ne explica Claudiu de absența președintelui în spațiul public, cât de conectat este de fapt președintele la tot ce se întâmplă. În acest sfârșit de săptămână, la Sinaia, liberalii au avut o ședință și în urma acestei ședințe au ieșit în dezacord cu PSD. PSD face o lege nesustenabilă, PSD ne aduce belele, dar să nu vă imaginați că Partidul Național Liberal a vorbit de capul lui. Înainte de ședința de la Sinaia, a avut loc o discuție între președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal, ba chiar pe surse. Un dialog mi-a tras atenția între președinte și Nicolae Ciucă. Klaus Iohannis i-ar fi explicat lui Nicolae Ciucă, vezi că e mai bine să nu fii acum în guvern, altfel poți să te raportezi la guvern, să critici chiar deciziile guvernului, pentru că tu nu faci parte din guvern. Despre ce e vorba? În momentul în care premierul s-a făcut rocada premierilor, Nicolae Ciucă era sedus de către Marcel Ciolacu să rămână în guvern ca să fie acolo un mesaj de forță și de stabilitate a coaliției. Însă, președintele Klaus Iohannis atunci l-a sfătuit pe Nicolae Ciucă să nu intre în guvern, nici ministru al apărării, nici vicepremier, să rămână președinte la partid, că nu îi va aduce asta pierderea funcției. L-a asigurat că va rămâne președinte la Partidul Național Liberal. Deci două decizii deja. Avem acum scandalul acesta pe pensii. Președintele prezent și dă lumină Partidului Național Liberal. Avem rocada premierilor. Președintele stabilește cine e ministru, cine nu e ministru, ce planuri are pentru Nicolae Ciucă. Și sunt multe alte semne. Dacă vrei... Asta e fotografia pe care au publicat-o ziariștii din Kenya. Este o știre pe care o aflăm din Kenya. Președintele României a sosit în Kenya pentru prima parte a turneului lui african și publicația KBC, pe care o vedeți citată în stânga sus, publică, arată aceste două fotografii. Sosirea la Nairobi a președintelui României este împreună cu soția. Pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi. Și tu în misiunea noastră. Alege acum Ampero Verde de la NG. Și intră în tragere la sorți pentru... o super mașină electrică. Sau mii și mii de cadouri. Doar cu Ampero Verde. Creează cu NG un viitor prietenos. Viața sub același acoperiș va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul nou. Bilca. Rezistă indiferent de vremuri și de vreme. Dragă mamă, mai avem de făcut împreună câte în stele și în lună. Vreau să ne răsfățăm privirea negreșit în lumina roz a unui răsărit. Vreau să-ți mai pot oferi motive noi de a zâmbi. Vreau să ne aducem aminte tot ce nu se poate pune în cuvinte. Și într-o zi vreau să sărbătorim simplul fapt că ne iubim. Planurile cu cei dragi încep cu analizele de sânge la zi. Dacă iubești, să le amintești. La Altex și Media Galaxy este Black Friday. Ia-ți setul Lego Technic McLaren Senna la doar 153,01 lei sau Lego Super Heroes cască Darth Vader la doar 271,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Cel mai nou motor digital Dyson vă oferă o putere de aspirare de 280 de W de aer în cel mai puternic aspirator fără fir al lor și se adaptează pentru a curăța peste tot. Personalizați-vă aspiratorul. Cumpără acum de pe Dyson.ro. Tu ai dat lovitura de Black Friday?
Fii pe fază, pentru că reducerile continuă și azi. De Cyber Monday, intră pe digi.ro sau vin în magazine și prinde reducerea de 50% timp de 9 luni la toate serviciile Digi. A început Black Friday, exclusiv pe eShop Dr. Max. Găsești reduceri la branduri de top la sute de produse. Ai 40% reducere la Centrum. De exemplu, Centrum Silver 50 Plus la doar 22,79 lei. Capsule Moi Forcapil la doar 48,99 lei și ImmunoC la doar 14,99 lei. Grăbește-te! Prețurile Black Friday expiră joi, 16 noiembrie. A fost dragoste la prima vedere, urmată de tragedia despărțirii. Ar fi fost sortit să poftească unul după altul dacă domnul Popescu n-ar fi salvat dragostea dintre pâine și salam. Pâinea tânjește după salamul Caroli. Aparatele de coafat Philips au grijă de sănătatea părului tău. Datorită microprocesorului inteligent, acestea adaptează temperatura de coafare în timp real, prevenind deteriorarea părului din cauza căldurii. Philips Sense IQ. Innovation and you. Philips. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. La ora la care unii dorm, noi îți ținem mintea trează. Pentru că evenimentele nu iau niciodată pauză. Te ajută să ții pasul cu ele un jurnalist mereu pe fază. Știrile serii cu Oana Zamfir. Luni de piele fină cu Philips Lumea. Fără ras, trat, smuls sau ascuns. Cu accesorii pentru fiecare curbă a corpului. Lumină blândă care întrerupe creșterea părului și aplicația Lumea Skin AI pentru tratament ghidat. Bucură-te de 12 luni de piele fină. Philips. Black Friday pe answer.ro. Reduceri de până la 70% la peste 500 de branduri premium. Intră pe answer.ro. Bun, să începem. ING e și pentru afaceri mici? Da. Și dacă am vreo 30 de angajați așa? Sigur că da. Dar costurile sunt mari așa? Nu, deloc. Când ai banking și mai și de la ING, îți finanțezi afacerea cât ai clipi. Ia-ți creditul util din Office sau din ING Business Web. Trenduri la Deichmann. Cozy boots de la 149 lei. Love the shoe and the price. Deichmann. Automatizăm orice retail din Europa și din Asia. Bobnet.tech. Uneori te simți super erou. Alteori e nevoie să fii tu cel salvat. Când duci o luptă și ai de partea ta pe cei mai buni, știi că te poți ridica din nou. La Regina Maria, excelența în chirurgie te face mai puternic decât crezi. Nu rata ofertele de Black Friday de la JISC. Reducere de până la 70% la prosoape selectate. Reducere de până la 70% la saltele selectate. Reducere de până la 60% la scaune de birou selectate. Reducere de până la 70% la perne decorative selectate. Oferim prețuri de nerefuzat. JISC. Scandinavian Sleeping and Living. Full hybrid sau plug-in hybrid. Ford Kuga beneficiază de reducere de până la 7.300 de euro TVA inclus prin Ford EcoBonus, 5 ani de garanție în limita 100.000 de kilometri și dobândă fixă de 4,49%. Dan, știi cu pofta ta! Ziceam că vrem și noi să roadem la Ciolan. Vorbește-mă mai ușor că poate ne ascultă serviciile. Păi ăștia sunt în stare să ne ia nou Ciolanul. Mamă, ce poftă mi-a făcut ăsta de ciolan cu fasole. Și varză murată. Hai tu, peu.
Când pofta dictează, TAS livrează. Descarcă aplicația. Mesaj de avertizare. Actul sexual comis de un major cu minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea. Mesaj de avertizare. Sunt imaginile pe care le primim din Gaza, imediat veți vedea o fotografie pe ecran și informațiile pe care le primim de la purtătorul de cuvânt al armatei israeliene. Populația fuge, nu numai că fug civilii din Gaza City către sud, dar fug și teroriștii Hamas. Asta ne spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării din Israel. Iar pe ecran este fotografia publicată acum câteva minute de armata israeliană. Sunt soldații israelieni în sediul Parlamentului din Gaza. Este o fotografie publicată adineauri, vă spuneam. Este un moment în care civilii fură din depozitele Hamas. Asta spune purtătorul de cuvânt al armatei israeliene. Acestea sunt ultimele date. Vă reamintesc și informațiile referitoare la cele două mari spitale din Gaza City, rămase fără combustibil, în condițiile în care armata israeliană le-a oferit combustibilul de care au nevoie, doar că Hamas a interzis acest ajutor. Ele au rămas pe întuneric, sunt acolo bolnavi, sunt bebeluși, copii născuți prematuri care au nevoie de ajutor. Până și în legătură cu acest subiect, armata israeliană a oferit ajutor. Armata israeliană le-a comunicat medicilor din aceste spitale că este gata să asigure evacuarea pacienților care au nevoie de ajutor, evacuarea bebelușilor, și aici Hamas a spus nu. Vă reamintesc invitații jurnalului în acest moment în studio: Adrian Cioroianu, Claudiu Pândaru, Sabin Orcan, și ni se alătură Radu Albu Comănescu, este profesor la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor! O problemă cu sunetul, cu legătura, dar colegii vor rezolva această problemă tehnică. Imediat stăm de vorbă despre anunțul făcut de Departamentul de Stat. Rusia va fi participant cu drepturi depline la summitul Asia-Pacific de la San Francisco. Putin însă nu se duce pentru că e frică. Cum va fi reprezentată Rusia și care e planul? De ce face asta Departamentul de Stat? Și ce vrea să facă Putin? Toate detaliile imediat. Până atunci, rapid, un tur de studiu în legătură cu aceste informații, cum armata israeliană oferă ajutor pe care Hamas îl refuză. Mai stă în picioare teza asta că oamenii din Gaza sunt victimele armatei israeliene, nu victimele Hamas? Dom'le, ideea că fug toți spre sud, mă rog, trebuie cântărită cu atenție. E bine că fuge populația civilă, e rău că fug ăștia din Hamas, teroriștii. Adică teroriștii, da. Problema e că tot ce s-a întâmplat în ultimele două săptămâni au fost vești proaste pentru Hamas. Gândiți-vă că n-au avut practic o luptă de rezistență. Armata israeliană a înaintat destul de bine, a înaintat precis. Protestele practic n-au existat în lumea arabă, să ne înțelegem. Au fost câteva manifestații de stradă. În rest, vocal a fost președintele Iranului, ministrul de externe al Iranului și președintele Turciei. Nici turcii, nici iranienii nu sunt arabi. Din lumea arabă, cu excepția unor proteste de stradă într-un anumit context, n-a fost o fierbere în măsură să sară lumea să ajute pe palestinieni. Hamasul, care eu cred că își dorea, din moment ce a lovit atât de atroce civili israelieni, își dorea un fel de ripostă israeliană teribilă, urmată de o revoltă a arabilor de peste tot, și un fel de război generalizat în zonă. Ori n-a ieșit nimic din toată povestea asta. Sigur că din punctul meu de vedere poți să acuzi pe toți de orice, inclusiv armata israeliană, de faptul că n-a lovit chirurgical. Nimeni nu știe ce ar însemna să lovești chirurgical în astfel de situații, pentru că lupți totuși împotriva unei entități care nu e entitate statală, e o grupare teroristă care la modul obiectiv e clar că se ascundau sub școli, sub moschei, sub spitale. N-am niciun fel de îndoială că se ascundeau și pe acolo. Dar una peste alta, presiunea care s-a pus, uite că duce la un fel de
cum să spun, deja acceptăm cu toții ideea unor pauze umanitare, dar care nu sunt o încetare a focului. Vedeți la ce subtilitate se ajunge și e clar că se va respecta într-o oarecare măsură și cât va dura, vom vedea ce soluții se vor găsi, vom vedea. Deocamdată eu cred că multe lucruri depind de Netanyahu și este argumentul care, sau este detaliul care mie nu-mi convine foarte mult, dar n-am votat, eu nu o să votez niciodată în statul Israel. Din punctul meu de vedere, premierul Netanyahu este unul dintre cei care în contextul actual nu aduce niciun câștig întregii probleme de acolo, dar în fine, asta e un politic versat, dacă n-ar fi fost versat.